Cred că momentul actual, cel pe care îl trăim acum, este unul extrem, extrem de important și în același timp delicat, dacă ne uităm un pic la contextul internațional. E momentul să nu ezităm și să mizăm într-adevăr pe exploatarea gazelor. E o chestiune pe care nu cred că o putem amâna. E suficient să ne uităm la acordul de la Paris și la angajamentele pe care țările, printre care și România, și le-au luat cu privire la hidrocarburi și la amprenta de carbon pe care urmează să o lăsăm. Deci cred că este un moment în care trebuie construit pe gazul natural. Îl avem, n-aș spune în abundență, dar îl avem în Marea Neagră, reprezintă un avantaj economic, are o amprentă dintre toate hidrocarburile existente cea mai redusă, deci are o amprentă foarte redusă în ceea ce privește poluarea, merge foarte bine într-un mix energetic cu energiile regenerabile și spuneam că acum e momentul pentru că peste 20 sau 30 de ani este nu puțin probabil exclus să mai pornească un astfel de demers investițional la o astfel de scară, la un astfel de nivel, așa cum îl avem acum în Marea Neagră. Cu alte cuvinte, da, poate că sună vorbe mari, dar e acum ori niciodată.